Olaf Scholz va oficializa luni o vizită în România. Cancelarul federal va fi primit la București mai întâi de președintele României, Klaus Iohannis, iar după o întrevedere cu premierul Nicolae Ciucă, Scholz și Iohannis vor avea o întâlnire cu președintele Republicii Moldova, Maia Sandu. Conform unui comunicat de presă al ambasadei Germaniei, cancelarul federal Olaf Scholz va sosi în România pe 3 aprilie pentru o vizită oficială. Scholz va fi primit la București mai întâi de președintele României, Klaus Iohannis. Vor fi discutate teme bilaterale, precum și subiecte de politică europeană, securitate și energie. Apoi, premierul Nicolae Ciucă va primi pe cancelarul Scholz cu onoruri militare. După întrevederea cu prim-ministrul Ciucă, Olaf Scholz și Klaus Iohannis se vor întâlni cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, pentru o discuție comună. În cadrul acesteia se vor aborda aspecte cu privire la susținerea în continuare a Republicii Moldova. Ambele întrevederi, cea dintre cancelarul Scholz și președintele Iohannis, dar și cea dintre cei doi și președintele Maia Sandu, vor fi urmate de declarații comune de presă. Olaf Scholz va purta un dialog și cu președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu. Apoi, cancelarul se va întâlni și cu reprezentanții minorității germane din România. Aceasta ar fi prima vizită a cancelarului german la București de la preluarea funcției de șef al Guvernului Federal. De la preluarea mandatului, Olaf Scholz a avut o atitudine favorabilă României, renunțând în premieră la blocarea aderării la Schengen. El a anunțat public în august 2022 că Germania susține intrarea României în spațiul Schengen, dar aderarea a fost blocată de Austria. Cu noi, într-o legătură telefonică directă, e acum analistul politic Ion Tăbârță. Vă mulțumesc foarte mult. Bună seara! Bună seara! Cât de importantă este această vizită pentru noi și ce semnal transmite ea prin prezența președintelui Republicii Moldova, Maia Sandu? Semnalul este că, de fapt, Republica Moldova face parte din rândul statelor democratice, din familia statelor europene. Poate sună patetic, dar așa este. Și faptul că Republica Moldova, prin intermediul președintelui Maia Sandu, participă din ce în ce mai mult la astfel reuniuni de înalt nivel, înseamnă că față de Republica Moldova este o deschidere fără precedent din partea marilor cancelarii europene, dar și la Washington. Se apreciază eforturile actualei guvernări a Republicii Moldova de a moderniza, de a democratiza, de a europeniza statul Republica Moldova. Dar un lucru foarte important este că România are un rol major în a susține Republica Moldova în acest parcurs al său de dezvoltare și modernizare și democratizare. Și nu în zadar s-a spus în trecut, președintele Maia Sandu de fapt a spus că Republica Moldova este statul care are doi miniștri externi, pe lângă ministrul externe al diplomației sau șeful diplomației de la Chișinău, Nicu Popescu, făcând referență la șeful diplomației de la București, domnul Bogdan Aurescu. Da, aceasta ar fi prima vizită a cancelarului german la București de la preluarea funcției de șef al Guvernului Federal. Un aliat de altfel al României, Olaf Scholz, a renunțat la blocarea aderării la Schengen. Din păcate, nici astăzi nu vin vești bune din partea Austriei pe această temă. Vor continua discuțiile? Da, la sigur vor continua discuțiile și faptul că România acum este parte a zonei Schengen, mai degrabă ține de subiectivismul deciziilor politice și nu este o realitate obiectivă care ar reieși din anumite condiții pe care România ar fi trebuit să le îndeplinească pentru a adera la zona Schengen. Asigur că diplomația românească va insista în această direcție. Președintele Iohannis, de fapt, a declarat că el neapărat își propune să aducă România în zona Schengen și, la sigur, va încerca să discute cu cancelarul german Scholz, care ar putea să aibă anumite pârghii de influență sau de anumite modalități de a convinge Austria pentru ca, până la urmă, să deblocheze aderarea României la zona Schengen. Vă mulțumesc foarte mult pentru opinie.